Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod în care luăm cea mai ieftină bicicletă mountain bike de pe OLX, o cumpărăm, o recondiționăm și după care facem un giveaway cu ea. Am intrat pe OLX, am căutat o bicicletă și după care am început să sun. Ramul acesta, omul nu răspunde, din păcate. Am încercat să sun de vreo 3-4 ori. Bine, oricum, anunțul este redactat foarte prost. După care mai este bicicleta aceasta, este un Cube Aim pe care aș vrea să-l văd, dar din păcate furca este într-o stare foarte, foarte proastă. Ce puțin așa apare pe fotografie. Și mai este aceasta care e o bicicletă Crescent, Nord, naiba să o ia. E 300 de lei, dar pare cu frâne hidraulice, e foarte bine echipată din ce văd dintr-o singură fotografie și este 300 de lei. Și bate cam mult, mult prea tare la ochi, mult prea tare. E mult prea ciudat. Și așa că am de ales între Cube Aim, GT-ul acesta. Furca pare în regulă, pipa este extrem de lungă, deci cu siguranță va deveni una scurtă. Doamna de la telefon a spus că e un XL, nu pare a fi XL. O să văd când ajung acolo, sincer. Ideea e că nu o să mă duc până în Băneasa degeaba, pentru că asta înseamnă să traversez tot orașul. M-am întâlnit cu persoana, am luat bicicleta, am plătit 250 de lei pe ea, am negociat, până la Dumnezeu, ceea ce e perfect. Urmează să o refacem acum. Iată și bicicleta, un GT Avalanche 3.0 din 2009, o bicicletă care are nevoie de foarte multă grijă. Aceasta este bicicleta, stai să o întorc, pentru că primul lucru care m-a uimit este faptul că e o bicicletă foarte, foarte ușoară. Nu înțeleg cum o bicicletă atât de drăguță și atât de tare a ajuns în starea asta. Lanțul este ruginit, din păcate manșoanele nu mai există. Furca este într-o stare nu foarte bună, frânele au nevoie de foarte multă îngrijire și anvelopa față, sârmele din păcate stau pe afară. Are echipare destul de bună pentru că pentru o bicicletă atât de veche are frâne pe disc. E adevărat mecanice, dar totuși sunt niște frâne pe disc, pentru că prin 2009 o bicicletă entry-level îți aducea frâne V-brake. Iar această bicicletă, ca fapt amuzant, este din Anglia. De unde știu asta? Frânele sunt invers. Frâna față este de fapt aici, în dreapta, și frâna spate este de fapt în stânga. Lucru total derutant și foarte, foarte enervant. Să lăsăm vorba, zic, și hai mai bine să intrăm înăuntru, să vedem ce magie poate să facă Marius cu această bicicletă. Marius m-a rugat să-l ajut cu bicicleta asta din spate, a venit cu ea, m-a sunat și mi-a zis, băi, hai să o facem să meargă țiplă, nouă. Marius e acolo în spate. Și am venit la Bike Geek, am ales câteva piese, printre care un cauciuc, îl vom pune pe față, și tot teancul ăsta de piese de aici, care constă în manșoane, pedale, lanț, plăcuțe de frână, un schimbător de spate, că ăsta e cam ruginit și accidentat, și niște pinioane. Primul lucru pe care vreau să-l fac înainte să treacă Marius la următorul pas, și anume la asamblarea finală a bicicletei, este să curăț această furcă. Voi încerca mai întâi cu niște alcool isopropilic. Deja o bună parte din rugină a început să se ia. Dacă totuși rămân urme, pasul numărul 2 este o bucată de staniol îmbibată bine în Coca-Cola. Da, ați auzit bine, Coca-Cola. Avem aici niște Coca-Cola cu zero zahăr. O bucată de staniol. Îmbibăm bine în cola. Apoi începem să frecăm.
Bicicleta este gata, iată în splendoarea ei, GT Avalanche, o bicicletă de veche de mai bine de 10 ani, o bicicletă care din punctul meu de vedere arată foarte, foarte bine, o bicicletă care are rost pe 26 din era trecută, să zic, a bicicletelor. Unde am investit noi cu această bicicletă? Ghidon nou, pipă nouă, pipă scurtă, așa cum mi-am dorit de la început, manșoane noi și acestea, furca a rămas aceeași, anvelopa față este nouă, este o anvelopă de la Kenda, plăcuțe de frână pentru frânele Tektro și față și spate, cele cu discuri de 160 din secolul trecut, din păcate. Mai mult, avem un lanț nou, un schimbător Shimano Turny TX, lanțul pentru 8 pinioane și 3 viteze în față, cabluri, cămăși. Din punctul meu de vedere, investiția pe care noi am făcut-o a fost minimă, în așa fel încât să scoatem prețul bicicletei cât mai mic și totodată să dăm la o parte negarea asta continuă pe care o auzim de la oameni: păi nu vreau să-mi iau o bicicletă, nu știu, de brand pentru că e mult prea scumpă, sau nu-mi permit o bicicletă pentru că este mult prea scumpă. Hai să trecem de fapt la ceea ce e important, și anume să vedem cum merge bicicleta aceasta, cum se simte și după aceea dacă rămâne ca o recomandare sau nu. Primul test este testul de viteză pe care vreau să fac cu bicicleta, să vedem cât de ușor se pedalează. Nu știu, pentru picioarele mele se pedalează foarte, foarte ușor. Merg cu 20 de km la oră în momentul de față și nu trebuie să depun foarte mult efort. Atâta că este foarte frig afară și mai problematic puțin, la plecarea de pe loc, foarte rapidă. Sunt curios la coborâre. Aici am găsit un loc unde... pe unde pot să cobor. Este foarte umed pe jos și foarte alunecos, dar n-am nicio grijă pentru că bicicleta lucrează excelent. E foarte silențioasă. Nu mă așteptam să fie așa de silențioasă. Wow, cum vă surprinde pe voi, mă surprinde și pe mine. Controlabilă văd, clar, roțile pe 26 nu mai sunt ce au fost odată. Vitezele se schimbă excelent. Marius a lucrat la asta. Iar la urcare, pinioanele astea, din păcate, nu sunt făcute pentru urcări atât de abrupte. Cam pe undeva pe aici se opresc capabilitățile. Hai, Marius! Nu mai, și de aici alunecă, din păcate. Este o bicicletă ușor de ridicat. E chiar mai ușor decât mă așteptam vreodată. Pushbike! Am revenit pe plat, nu de alta, dar aceasta e o bicicletă perfectă pentru teren plat și care stă foarte bine într-o roată. Frânează excelent, anvelopele se simt foarte bine. Mă rog, una dintre ele, adică cea din spate, cea de la Maxxis. Bicicleta asta mă uimește într-un mod neașteptat. Sincer, nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Cât de ușor este de făcut wheelie cu ea. Este incredibil. Iar aici pe viraje, clar se simt roțile pe 26. Știu că spun asta deja a doua oară, dar wow, pentru un mountain biker începător, o astfel de bicicletă este o mană cerească. Mană cerească. Faptul că ai încredere completă în cadru și faptul că lucrurile lucrează este genial. Wow. Și încep să lucreze și frânele. S-au tocit plăcuțele. Hei, cățelușule, cred că îi place bicicleta. Vrea să se joace. Îmi pare rău, dar n-am timp să mă joc cu tine, să știi, firmez. Îmi pare rău, nu m-am mâncat. Zi frumoasă, la revedere. Hai să vedem dacă reușim să urcăm. Totuși, mut pe foaia 1, pinionul 1. Aici nu este chiar așa abrupt, așa că măcar încerc. Băi, deci peste frunze umede, peste rădăcini umede, trebuie să recunosc că se putea mult, mult, mult mai rău. Și după ce am urcat bine, trebuie să mai coborâm încă o dată, pentru că trebuie să-mi creez în cap impresia că bicicleta aceasta nu și are locul. Nu aici cel puțin, ci faptul că aceasta e o bicicletă cu care o iei să te plimbi.
Dar totuși, faptul că este atât de silențioasă și lucrurile merg atât de simplu, asta mi se pare un lucru absolut incredibil. Și știu, e doar o bicicletă entry-level, nimic complicat. Și am ajuns aici, în vârful podului, în parcul tineretului. Privirea este absolut incredibilă. La fel ca și bicicleta asta, nu mă mai satur de ea. Mergem la vale, cu suspensia absolut silențioasă, cu transmisia absolut silențioasă. Încerc să spun lucrurile de rău despre ea. Singurul lucru de rău cred că este că nu trebuia să fiu aici, în roiul acesta. Și cred că trebuie să mă întorc. În încheiere, merită o astfel de bicicletă? Cu siguranță, da. Cel puțin aceasta a crescut sub pielea mea. Pur și simplu aș vrea să o păstrez, însă nu o voi păstra. Vă spun imediat detaliile giveaway-ului. Ce mi-a plăcut la bicicleta asta? Îmbinarea dintre seat-stay și chain-stay. Îmi place foarte mult. Semnătura aceasta de la GT, eu sunt foarte mare fan. Ștampila asta aici, GT, de pe cadru, ușor de recunoscut dacă mergi în spatele bicicletei. Cam astea sunt detaliile care fac o bicicletă de brand să se diferențieze de o bicicletă non-brand, să zic așa, o bicicletă care nu are foarte multă gândire în spate. E bine, bicicleta asta are această gândire, chiar dacă șeruiește componente cu alte biciclete non-brand. Bine, cred că trebuie să vorbim despre giveaway-ul bicicletei. Giveaway-ul bicicletei se întâmplă într-un loc foarte special, la Happy Cinema, loc în care ne-am mai văzut odată, dar vreau să avem o proiecție și mai interesantă de data asta, proiecție în care să punem în practică ce am făcut tot anul, un fel de rămas bun pentru tot anul, cu toate clipurile, mă rog, aranjate frumos pentru voi. Iar giveaway-ul va fi cu bicicleta aceasta, cu o trotinetă electrică, cu multe alte surprize și cu echipament de bicicletă. Deci veniți acolo, vă aștept. Pentru cei care nu sunt din București, vă invit să veniți aici. Dacă totuși nu puteți să veniți, o să fie o extragere și pentru cei care participă doar din spatele monitoarelor, dar pentru cei care vin acolo vor avea șansa să câștige bicicleta aceasta și multe, multe alte lucruri. Doar cu un bilet, nu trebuie să plătiți absolut nimic. Un fel de rămas bun, așa cum spuneam, așa că trebuie să-mi iau și eu rămas bun și Marius din spatele camerei. Vă mulțumesc vouă că vă uitați la mine, mulțumesc vouă, Marius, că m-a ajutat foarte tare cu bicicleta. Ca totdeauna sunteți cei mai tari și ne vedem în episodul următor. Salutare, pa, pa! Deci, nu? Deci, nu? Cadou de Crăciun. Nu cred. Cât ai dat? $10 pe ea? Cât ai dat? 40 de lei. 10 dolari. 10 dolari. Cu ce vă spălați pe cap? Cu oțel? Dar de ce? De mere. Opa, ai și mai multe pene în caz de mă, dacă vrei să s-audă mai agresiv. Vrei, mă? Dă mă să văd cum se montează, să-i fac o probă așa la scurt. Ți repui pe bicicleta, mă? Da, mă, pe cursiera, are el cursiera. Ia vină tata aici. Băi, domnul cameraman. Ești fixat la creier. Ce ai aici? Trei bărbați în toată firea. Chiar că trei bărbați în toată firea. Și anume să monteze o tobă de eșapă, avem pe bicicletă. Pe 250 de lei. Bă, eu zic că vine aici. Nu știu, dacă mă înțelegi, eu zic că vine acolo. Ai văzut? Le-a spus eu. Hai. Nu, mă. Stai, bă, că-mi prindeți mâinile. Chitea, mâinile, că-mi va... Strag, gata. De... Ce ai făcut, domnule? Te-ai speriat?